Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tu și eu, dar să vezi mai ales ei, că aici e important. Păi ei de ce nu-i luăm în calcul? Ei sunt importanți. Se iau singuri în calcul, din câte m-am prins. Da, un raport oficial al Comisiei Europene, bazat pe date publice, arată negru pe alb că magistrații din România sunt cei mai bine plătiți magistrați din Uniunea Europeană prin raportarea la salariul mediu din țara respectivă. De ce iau în seamă? Mai zic o dată. Deci, raport oficial, studiu oficial al Comisiei Europene, bazat pe date publice, statistice, arată negru pe alb că magistrații din țara noastră sunt cel mai bine plătiți magistrați din toată Uniunea Europeană prin raportare la salariul mediu. Adică, salariul mediu al judecătorilor de la Înalta Curte de Casație, de exemplu, este de 6,54 ori mai mare decât salariul mediu pe economie, ceea ce îi plasează pe aceștia pe primul loc în Uniunea Europeană. Adică nicio altă țară din UE, magistrații, chiar și cei mai de sus, adică cei mai importanți judecătorii de la Curtea Supremă, nu au salariu de 6,54 de ori mai mare decât salariul mediu din țara respectivă. Pe locul 2 ar fi Italia, unde judecătorii de la Curtea Supremă au de 6 ori salariul mediu. Și după aia proporțiile scad dramatic, adică, pentru comparație, în Germania, judecătorii de la Curtea Supremă au doar de 1,7 ori salariul mediu germanesc. Nu mai e nici Germania ce a fost. N-au nici treabă aia, că n-au obiectul muncii. Da. Și asta, și poate că cineva o să spună că e o diferență mare între salariul mediu din Germania și cel din România. Sigur că da, dar vorbim despre câte salarii medii încasează sau ia fiecare dintre acești judecători în cele două țări. Și rezultă că în termeni reali, un judecător de instanță supremă câștigă în Germania un salariu net cu doar 1000 de euro mai mult pe lună decât colegul său din România, arată publicația Curs de Guvernare. Adică 61.000 de euro net anual în Germania, 51.000 de euro net anual în România. Să vină judecătorii germani la muncă în România. Băi, cum ar fi? Și pe englez și francez să fie bătaie aici. Domne, da. Noi mergem la ei la cules de, cum se cheamă, la... Sparanghel. Așa? Sparanghel. Și judecătorii să vină să judece ce a rămas în România. Da. Învață limba, se descurcă. Oricum e o diferență, 61.000 de euro anual față de 51.000 în România. Mă rog, ai noștri cred că recuperează la pensie imediat. Asta da. Situația se repetă în mare și în cazul tuturor celorlalți magistrați, nu doar în cazul celor de la Curtea Supremă. Adică veniturile judecătorilor, de judecătorie, de tribunal, de curte de apel, procurorii, la fel, fie ei debutanți sau la vârful carierei, în general, nu intrăm în detalii, dar în general veniturile acestora sunt comparabile, în termen real, cu veniturile cele mai bune din acest domeniu din Uniunea Europeană, raportate încă o dată la cât care e salariul mediu în țara noastră. Foarte frumos. Deci, noi am vrut cu toții o țară ca afară, să-i salutăm de aici pe magistrați, că ei au ajuns acolo primii, prin acest punct de vedere. Cele mai mari venituri din Uniune, raportat la puterea economiei respective, și un număr rezonabil de judecători, pentru că, încă ceva foarte interesant reiese din analiza Comisiei Europene, în România sunt aproximativ 24 de judecători la 100.000 de locuitori. Cam puțin peste media Uniunii Europene și practic la fel ca în Germania. Uh-huh. Deci, din acest punct de vedere... Ne-am aliniat. Da, lucrurile stau foarte bine. Cele mai mari venituri din Uniune, raportat la economie, și media numărului de judecători la populație. Ce să zic, te aștepta ca justiția din țara noastră să fie rapidă, eficientă, coerentă, corectă, cel puțin ca în Germania. Că ne comparăm acum cu nemții, chiar plătiți mai bine ca nemții. Și, nu știu, așa o fi? Mă întreb și eu. Justiția noastră. Ridicați din numeri. Eu știu, nu vă pricepeți la asta. Mm-mm. Nici noi, dar... Nu știu ce-i până în Germania. Da. Băi, ce să fie, nu cred că e chiar așa rău, dar în privința funcționării justiției române, știu niște foști miniștri, șef de consilii județene, șef de DICOT, oameni de afaceri, afaceri cu statul, deci oameni de afaceri cu statul. Cu toții fugiți după condamnare, care, de unde se află ei acum, unde papă liniștiți cu linguroiul din banii furați, sunt foarte mulțumiți de cum funcționează justiția română. Ei sunt primii care spun ce, Luca? Justiția i-a condamnat, după cum ai spus, că pormei au fugit. Așa e, putea să le dea interdicție de a ieși din țară. De ce să le dai interdicție? Zici să-i încurci.
De ce să fie aspru? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.